Câțiva tineri din Iași au inițiat un proiect inedit intitulat The Gathering, ce constă în amenajarea urbane a unei zone periferice de la nivelul orașului, cu desene pe teme legate de viață. Echipați cu spray-uri de vopsea, cretă, trafaleți și var lavabil și folosind doar non-culorile alb-negru și culoarea roșie, au atacat în acest weekend zona Bularga, Moldomobila, o zonă cam lipsită de viață, însă lucrul său pe parcursul celor 3 zile a făcut ca noul aer să fie foarte primitor. Noi suntem o grupă de profesioniști sau începători în industrie creative, care am închiriat un spațiu în zona Moldomobila acum un an. Curtea asta din spate este locul unde ne-am întâlnit noi de mai multe ori. Suntem vreo 30, avem un spațiu închiriat mare, se numește Hubrica și este un hub creativ, așa este numit. De mai multe ori ne-am pus problema că ar trebui să avem o intervenție aici, pentru că zidurile astea sunt și triste, n-arată bine, nu a fost niciodată viața aici. Cine sunt cei care desenează? Parte sunt colegii noștri de la Hubrica, parte sunt prieteni invitați. Mulți dintre ei sunt specialiști pe murale. Alții nu mai pus niciodată persoană sau spre pe perete. Practic, toate lucrările de aici au un stil aparte. Unele sunt făcute de arhitecți, unele sunt făcute de designeri, unele sunt făcute de graficieni, unele sunt făcute de muraliști cu experiență, altele sunt făcute de oameni care lucrează la spray și nu au avut niciodată posibilitatea și oportunitatea să desfășoare o lucrare. Acum suntem mult mai mulți decât prima oară și nu suntem doar din Iași. Sunt prieteni veniți din București și din Florența. Cei prezenți au sau nu studii în domeniu, dar s-au pregătit sau au învățat pe parcursul edițiilor trecute și actuale, iar inițiatorul acestui proiect, Alexandru Paicu, dorește să se extindă și la nivelul orașului, spunând că sunt foarte multe zone goale ce trebuie înfrumusețate prin această artă. Atenție, nu vorbim de graffiti! Tineri implicați în proiect s-au arătat foarte deschiși pentru realizarea lui, munca lor neterminându-se în acest weekend. Desenez un personaj feminin inspirat de personajul mitologic Gaia, din mitologia greacă, și sunt studentă la arhitectură. Veteranul acestei arte nouă pentru publicul românesc are o vechime de peste 15 ani și ne-a povestit de unde se inspiră, care sunt temele și ce materiale folosește în realizarea acestor desene de mari dimensiuni. Eu personal fac chestia asta de aproape 15 ani de zile. Am pornit din graffiti, dar odată cu trecerea timpului cumva am realizat că capăt și o anumită maturitate artistică și aș vrea să o duc o leacă mai departe. Și de la graffiti am ajuns în punctul în care desenăm murale. Ca materiale, în mare parte noi de obicei folosim spray-uri cu vopsea sau când vine vorba de lucrări din astea mari, folosim atât vopsea var lavabil ca să acoperim suprafețele mari, cât și spray-uri pentru munca de detaliu din toată lucrarea. Acum când vine vorba de inspirație și chestii de genul ăsta, ne inspiră cam orice. Realizarea acestor lucrări duce la o muncă extremă din partea celor ce le creează, iar imaginația lor, de cele mai multe ori, ne uimește pe noi, cei care ajungem să le privim și aprecia. Pentru cei interesați de a afla mai multe despre aceștia și despre viitoarele lor proiecte, pot accesa pagina de Facebook The Gathering sau pot lua legătura cu Alexandru Paicu.